Brasile. Boțaci. Da. Merge secundele, Gogule, merge secundele. Salutare, mă, ce fainilor, ce faceți? Băi, fraților, astăzi vreau să fac un mare Q&A pentru că n-am mai făcut de foarte mult timp un Q&A și am văzut că am făcut Q&A-ul cu mama, știi? Dar n-am făcut un Q&A cu mine singur, să zic așa. Și știți că eu în fiecare vineri fac un Q&A pe livestream. Deci o să vă las canalul meu în descriere unde fac livestream-ul pentru că mi se pare că mâine îmi expiră strike-ul de pe canalul ăsta ca să fac live de aici. În principiu aș vrea ca să continui pe canalul celălalt cu livestream-urile, adică cel puțin să fac 100.000 de abonați acolo, ca pentru badge-ul de la YouTube, știți, badge-ul cel nou, pentru că eu nu l-am pe cel nou, l-am decât pe cel vechi de 100.000 de abonați și, doamne, de ce nu pentru milionul de pe canalul acesta. Nu mai stau să mai fac alte introduceri, dați voi acolo câte un subscribe, un like, un share, ceea ce vreți voi, mă, și vailor, și începem Q&A-ul, cum s-ar spune. Stăt așa un pic ca să văd unde, cred că aici o să pun chestiile astea la Q&A. Nu știu, să vedem cum este la editare, dacă nu, nu le pun, pur și simplu. Așa. Aici, bă, Alex mă întreabă un home tour când? Băi, frate, știi care e treaba cu chestia asta cu home tour? Am stabilit că chestia asta cu casa este o chestie privată. Și nu știu, pur și simplu, cât și eu, cât și Alexandra, nu știu, nu... Oricum ați văzut în videoclipurile noastre, noi ne-am ascuns cu nimic, ca să zic așa, în mare parte, dar, știi, este spațiul nostru, știi? Și mai mult decât camera mea, nu cred că este necesar să arătăm în vlogurile noastre, să zic așa, știi? Deci nu cred că o să existe niciodată un home tour. Așa, bun. Ce mașină vrei pe viitor de la Cosmin Gabriel 2? Băi, toată lumea mă exasperează cu chestia asta și cu întrebarea asta cu mașina. Ce mașină vrei să iei pe viitor? Am plan să-mi iau foarte multe mașini, să zic așa. Bine, mă rog, am plan să-mi iau o mașină pe viitor, dar să zic așa, îmi plac mai multe mașini, mai multe tipuri de mașini. Dar momentan am plan să-mi iau o mașină decentă de câteva mii de euro, 2, 3, 4, 5 mii. Însă banii nu știu să se planificați pentru alte lucruri, știi, cum am venit și trebuie să mai dau niște chestii pentru casă și, în fine, am mai multe complicații cu bani, dar nu mai vreau să mai vezi despre asta pentru că în trecut mi s-a spus că mă plâng de bani și chestii de genul ăsta, așa, dar nu vreau să mai repet aceleași greșeli. Teodor Lepsa întreabă, de cât timp faci sală și cât ai reușit să slăbești? Băi, fac sală de pe 12 februarie, deci așa suntem în 25 aprilie. Cam două luni și vreo două săptămâni, ceva de genul ăsta, am slăbit undeva pe la vreo 23 de kilograme. Sunt super ok, sunt sănătos, eu consider că arăt ok pentru mine, nu mă interesează să fac, v-am spus, în toată chestia asta cu sala, eu nu mă duc la sală ca să fac pătățele sau să mă duc să urmez un nu știu ce fel de chestie ca să arăt super bine sau așa. Eu fac asta pentru mine ca să mă simt sănătos. E important foarte mult să bei apă, să te hidratezi, să asta, nu știu dacă ați văzut și în cadrele noastre, nu știu dacă se vede, știi? Și în stânga cât și în dreapta și eu și Alexandru avem foarte multă apă, știi, mereu stăm cu sticlele pe la bot, să zic așa. Și, na, cam asta e toată chestia, știi? Mâncare sănătoasă, sală în fiecare zi, cardio în fiecare zi și cam asta e toată chestia care ne face să arătăm bine și să slăbim, să zic așa. Bun, următoarea întrebare este de la Ștefan Ionuț 07. Dacă tot ai slăbit 20 de kilograme, trebuie să-mi schimb garderoba, nu? Băi, da, cred că am schimbat garderoba în ultimii 3 sau 4 ani. Nu știu, cred că de vreo 3 ori, să zic așa, și uite, ticul ăsta care nu-mi vedea până acum, știi, gen, pentru că e XL, știi, și e puțin mai așa, înainte mă strângea foarte tare, adică mă ținea din fiecare încheietură, mai ales aici, la brațe, la asta, chestii, cum am vine destul de ok, știi? Dar, na, Doamne ajută să vină cât mai bine acum și o să trebuiască să-mi iau haine noi, dar nu acum, pentru că o să mai slăbesc mai mult de atât și nu este momentan targetul meu acum. De ce nu ții o mașină electrică, mă întreabă cineva? Băi, să știi că mi-am găsit în plan să-mi iau o mașină electrică, dar singura mașină electrică care îmi place foarte mult este Tesla. Și Tesla costă destul de mulți bani și nu îmi permit încă momentan să ajung la nivelul respectiv. Așa, cum a fost reacția mamei tale când te-ai născut? Caracșca și Abuhda. Băi, cred că a fost ceva de genul. O să am un polițel! Și am crezut că eu sunt ciudat. Nicolas Lucut a spus, fumezi ceva? Băi, frate, n-am fumat niciodată în viața mea, sunt foarte mândru de chestia asta, pentru că toată copilăria mea a fost bântuit de chestia asta. Adică toată lumea mă făcea femeie, nu știu cum, nu fumezi, nu ești din gașca noastră. Nu m-a interesat niciodată chestia asta și consider că este mai ok așa, pentru că nu irosesc bani pentru niște țigări. Să-mi pută gura, să-mi pută hainele, să-mi pută mâna, să-mi pută mustața, știi, chestii de genul ăsta și pe lângă sănătate. Așa că e mai bine din punctul meu de vedere să nu fumezi. Acum voi faceți ce vreți cu viața voastră, e treaba voastră, eu v-am spus cum gândesc eu. Făgădia Diaconu 0123, câți ani ai avut acum 10 ani? Păi dacă acum am 27,
În august fac 27, mă rog. Acum 10 ani am avut 17 ani, nu? Neaga Alexandru ne întreabă, te uiți la Game of Thrones? Bă, toată lumea a nebunit în serialul ăsta Game of Thrones și toată lumea a nebunit în... Nu știu, nu, ca idee. Nu, nu vreau să... Nu mă uit tocmai din cauza asta, pentru că e toată nebunia asta. Nu mi se pare nimic interesant, știi? Dacă toată lumea face ceva, eu nu sunt genul de persoană care să fac ce face toată lumea, știi gen? Adică, dacă tu vrei să spargi capul pe fiecare zi, eu nu o să fac chestia asta. Se merită să faci atâția bani într-un setup, mă întreabă Mario Voicul? Nu, ca și răspuns dacă mă întrebi. Dar pentru pasiunea mea a meritat oarecum în principiu atunci la început. În momentul de față nu consider că ar trebui să faci atâția bani într-un setup, adică mai mult de 10.000 de euro cât am băgat eu. Poți să faci ceva, niște lucruri faine și cu bani mai puțin. Dănos Georgian ne întreabă, când ai făcut ultima oară sex? Păi nu știu, asta cred că ar trebui să o întrebi pe mama ta. Steve B al KSM a donat un euro, what the fuck, știi, aseară am primit foarte multe donații, știi, și never mind. Cristi VB al KSM spune acolo, cum te motivezi să faci sală și să nu te lași după o lună maxim? Te uiți în oglindă, vara mea. Când te uiți în oglindă și vezi că atârnă ceva urât pe tine și când îți dai tricoul jos să-ți vine să-ți vomiți mațele, să te mănânci și să mai le vomiți odată, crede-mă că o să ai ambiție. Dacă nu, înseamnă că te iubești prea mult pe tine și ai o părere foarte bună despre tine, deși mă îndoiesc, să zic așa. Și nu sunt un băț. Pandacul a spus așa, ai o voce de cântat, dar de dansat știi să dansezi, pâlăzând răspunzi? Nu, sunt anti-italien la cântat, deci asta este clar, nu o să mai fac chestia asta niciodată și cu dansul... Haide! Paturile! Da, ca idee, nu știu să dansez, deci nu. Ai fute o babă, îmi spune Roy Brio 08. Bă, decât să ai pe buzele alea ca o perdea, știi, gen, știi cum e perdeaua aia când se lasă așa, știi? Nu, îmi plac astea mai tinere, dar eu am femeia mea, o iubesc, așa că nu-mi trebuie altă femeie, respectiv babă. Gaju Kid mă întreabă, când apare GTA 6? De unde Dumnezeu să știu eu că nu lucrez la ăștia de la EA Games sau cine face GTA-ul? Și când vii la Oradea? Băi, Gajule, bă, de mult am zis că venim la Oradea, frate, și îmi pare rău că nu am venit, dar te așteptăm pe tine să vii la București, pentru că știu că în curând trebuie să vii la București, cred, nu știu sigur, e confidențial? Cut. Denis 2155 spune, cum e să ai 1,93 m? Bă, e frumos aici, e cam răcoare vremea pe sus, dar este destul de ok. Acum, Doamne ajută, știi ce zic? Na. Sunt avantaje și dezavantaje în a fi înalt, frate. Uite, de exemplu, dezavantaje la fi înalt, am probleme foarte mari cu încheieturile, știi? Alte dezavantaje sau avantaje, nu știu ce să zic, știi, poți să schimbi un bec singur, poți să ai nevoie de scară, poți să te urci pe unde alții nu pot, care sunt mai mici din înălțimea ta și, mă rog, alte chestii. Nu știu, e foarte mult discutat pe chestia asta. În principiu îmi place că sunt înalt. Te-ai prins. Așa. Missing Gabi a zis și el acolo, ce îți doreai să te faci când erai mic? Băi, când eram mic, foarte bună întrebarea, când eram mic îmi doream să mă fac banchier, știi de ce? Pentru că îmi plăcea să arunc cu bani, frate, să las așa, că ăștia sunt banii de întreținere, scuze. Doream să mă fac banchier ca idee și am zis că eu, în principiu, când eram mic, mă gândeam, bă, dacă ești banchier, tu deții banca, știi, și tu ai toți banii respectiv și chestii de genul ăsta, știi? Adică mereu am aspirat la mai mult, să zic așa, știi, și acum. Și în momentul de față, la fel, aspir la mai mult. Niciodată nu mă mulțumesc cu ceea ce am, pentru că așa e firea mea, știi, să zic așa. Și așa ar trebui să fim noi ca oameni, știi, să mereu să aspir la mai mult, știi? Deci, banchier mi-am dorit să mă fac când eram mic. Dacă asta a fost întrebarea. Și cred că asta a fost ultima întrebare. Un Q&A destul de scurtuț, nu știu cât, ca și durată, cât timp are, dar prefer să fie mai întrebări mai ok, pentru că majoritatea întrebărilor se repetau, majoritatea întrebărilor au fost cu mașină, cu casă, cu chestii etc. Dar v-am spus că astea sunt niște lucruri personale și nu știu dacă o să-mi iau o mașină pe viitor, dacă o să o fac publică, pentru că ultima dată e prea mult haos, știi, cu toată chestia asta cu mașina. Deși mie îmi place foarte mult să fac car vlog-uri și chestii de genul ăsta. Dar poate să încep o serie de car vlog cu mașinile altora sau cu alți youtuberi sau cu chestii de genul ăsta. Nu știu, mă gândesc încă la chestia asta. Ce să vă spun? Băi și fanilor, dați voi acolo câte un like, un subscribe și un share dacă v-a plăcut acest episod. Noi o să ne mergem acum, o să editez vlogul și cred că o să mergem spre Câmpulung înainte să trebuie să mă duc la sală și să mă duc la Tuns.
pentru că trebuie să mă aranjez de vorul CMR. Deci dacă vezi și voi o tunsoare șmecheră, Andrei CMR pe Instagram, așa, dați-i acolo un DM și o să mă duc să mă tund. Până când, după ce mă duc să mă tund, mă duc la sală, după aia te explicăm la Câmpul Lung, pentru că sărbătorile pascale le petrece la Câmpul Lung. Voi unde vă petrece sărbătorile pascale, spuneți și mie în secțiunea de comentarii. Nu uitați să le dați un like, un subscribe și un share. Revenim cu live stream-urile alea Blanao în fiecare seară, după ce vin de la sală la ora 11, cam așa fac live stream-uri, pentru că oricum toată lumea face la ora 8 și eu n-am când să fac la ora 8 pentru că mă duc la sală. Asta e toată chestia. Și ne vedem data viitoare, nu? Vă pup, fatele, o zi minunată vă doresc în continuare. Doamne ajută! De când mă știu sunt șefan, sunt șefanul suprem și am cei mai tari fani. Șefanii mei zic respect.